Perfect! Să vă povestesc despre familia mea. Hai, Luis, spune-ne ce ai mai făcut, prin ce peripeții ai mai trecut. E un vârtej de nebunii și întâmplări. Viața cu lui, lui, lui. Viața cu lui, lui. Încântătoare a zi e, nebună e viața alături de lui. Wow. Viața cu lui. Fiecare familie are câte o tradiție. Vătare în aer liber. Hai, Pickers! Vacanțe de vară lângă lac, pe unchiul Monte, care vine la cină cu pantalonii de golf. La noi în casă, cele mai venerate momente erau meciurile echipei Green Bay Packers. Le urmăream cu mult interes. Asta e apărare? Ha! Dacă aș fi apărat eu țara așa, ați mai fi mâncat acum doar răbdări prăjite. Că veni vorba, când mâncăm? Ce fel de suporter ești tu? Unul flamand. Lui, cu atitudinea asta n-o să ajungi niciodată în echipă, să știi. În ce echipă? În echipă! Să joci fotbal, la Packer! Lui o să joace la Packers? Bineînțeles, o să fie fundaș ca Nicke. Iară tu aruptă-mi, dragă! Prosti! Lucrurile astea încep din vreme! Cum îl chema pe puștul ăla care cânta la pian la 3 ani? Mozart! Da, de el vorbeam. Mozart a jucat la Packers? Am bilet de la următorul meci și anul ăsta e rândul tău să vii cu mine. Lui! Mai ai și pe mine? Păi, Tommy, știi că nu ne putem permite decât două bilete pe an, atât. Te iau cu mine la anul, îți promit. Hei, nu-i cinstit. Doar pentru că-s mai mare, n-ar trebui să fiu singurul care se distrează. Poate că ar trebui să-i dăm și lui Tommy mai mulți bani de buzunar? Ce spui de asta? Spun ca întotdeauna. Hai, Packers! Așa te vreau, lui! Nu uita regula, Indy. Când doi Anderson pleacă, tot doi trebuie să se și întoarcă. Ce tot spui? Sid a venit acasă. Mulțumită omului de la parcare. Ce s-a întâmplat? Tata dorea atât de mult să-l cunoască pe antrenorul Vince, că l-a lăsat singur pe bietul Sid. Singur? Dar stadionul era plin. Cel mai rău e că nici măcar nu și-a dat seama de asta. No, cel mai rău e că nu l-am găsit pe antrenorul Vince. Andy? Am luat mingea? Nu trebuia să-mi iau ochii de la meci. Atunci mi-am dat seama că n-aveam cum să scap de meci. Dă-mi carton, fi, tată, te rog. A fost un joc grozav. Mi-aduc aminte când jucam eu. V-am explicat vreodată metoda Anderson? Mai era o secundă de joc. Eram conduși cu 6 puncte. Haide să vă arăt cum se face. Oh, Andy, nu în casă. Familia asta nu știe ce e fotbal. Ce o să-i spui antrenorului Vince? Că propriului meu fiu puțin îi pasă de Packer? Dar, tată, n-ai vorbit niciodată cu el. S-a predat vreodată generalul Patton? Nu. S-a retras vreodată MacArthur? Nu. O să renunț eu la visul de a-l întâlni pe Vince? Niciodată, lui. Fiți atenți, băieți. O să vă arăt cum a fost la meci. Hai, hai, eseu! Îmi ies întotdeauna. Singur, tata. Wow, lui, de unde l-a revista cu Packer? De la tata. Vreau să o văd pe din afară. Sunt nume, numere și state. Ha, parcă ar exista ceva să nu știi. Știi tu, băia asta. Numărul 15. 1,90, 80 kg. Procent de participare 75%. De unde știți toate astea? Ținem cu Packers. Și ce așa de grozav la Packers? În afară de Barstar, mai am trenorul Vince, Paul Orling, Ray Nitschke. Sănătate. Ești nostim, lui. E doar o echipă de fotbal. Ce ridicol. Și ăsta e un câine detectiv. Nu pare un suportor prea invocat, lui. N-am de ales. Tata mă duce duminică la meci. Serios? Wow, serios? Ce noroc pe tine! Tu o să fii în tribune cu ceilalți suporteri în timp ce noi o să ne uităm la televizor. Da. Ce bucurie. Au. Haide, lui! Mergem la meci. Tata, e Jer. Jer?
dar nu sunt mai puțin de minus 30 de grade Celsius. Și tu te bucuri. Normal, e perfect. Amărâția din Chicago nu s-o obișnuiesc cu gerul de-astea. O să degere. Și noi ce o să facem? Nici o grijă, am eu ceva împotriva frigului. Mulțumesc. N-are căptușală. Haide, fiule, să vedem cum îți vine. Arăți grozav. Ești bun de pozat? Și când crezi tu că o să ne întoarcem acasă? Un meci durează de obicei cam 3-4 ore. Haide, lui, trebuie să plecăm. Lui, dacă nu te întoarcem de camera ta? Poftim, micuții mei suporteri. V-am făcut niște sandvișuri. Sandvișuri, prăjituri, chipsuri. Era prima rază de speranță a acestei întunecate expediții. Și aici aveți niște ciocolată fierbinte ca să vă țină de cald. Am o idee. Nu rămânem acasă? Ha? Alo? O, bună, Tina. Hai, soldat, să mergem. Înainte, ma... Hai, Packers! Mai țineți gura. Uitați-vă bine la el. Sunt fiul lui. Nu mai văzusem așa ceva. Oameni îmbrățișându-se, farfurii pline. Dintr-o dată îmi plăcea pe stadion. Grăbește-te, începe meciul. Dar tată, aici se dă friptură. Pe gratis, wow. Ei, nu uita să te înscrii la concursul de pase și șuturi. Grozav! Unde să semnez? Tată, cred că locurile noastre sunt acolo. Uite. Urmărește-mă cu atenție. O să mai înveți și tu câte ceva. Nu te lua niciodată după ce scrie pe bilet. Uite. Invincibilo! Lui, omul, e o legendă. Ar trebui să se facă un trofeu cu numele lui înscris pe el. Da, sper că anul ăsta nu o să mai încerci să vorbești cu el. Glumești? Trebuie doar să mă catapultez peste teren, să trec peste bodyguards și să mă strecor pe sub bănci și atunci... Ah, bun plan, tata. Pot să văd biletele? Ce? Regret, dar trebuie să vă mutați. Locurile voastre sunt acolo. Îmi cer scuze, doamnă Nice. Poftiți. E scandalos! E neamerican! Am ajuns. Anderson i-au aterizat. Parcă ar fi în Franța. Scuzați, pardon. Suntem suporteri Packers. Arde-ți! Faceți-i praf! Nu uitați! Era mai în siguranță dacă mă pierdeam în parcare. Grozave în locul. Nu se vede nimic. Încearcă asta lui. Cu asta reperam eu inamicul. Ops. Stai să te ajut. Mulțumesc, tată. Te las pe tine. Eu îmi folosesc mâinile să mă încălzesc. Ce tot spui? E soare. Oh, vai. Cred că glumești. Lui, Vince se uită la noi. Vince. Așa mai bine. Ce mă distrez. Am mai pierdut una. Nu știu cum reușesc franțuzoacele să gătească. Da, veni vorba despre asta. V-am spus ce a pățit ieri soacră mea? Cea care locuiește în Memphis? Era la Piggly Wiggly. Și pe cine credeți că a văzut? Pe Elvis Presley. Elvis Presley? Wow! Își umplută mașina cu unt de arahide și banane. Ar trebui să mănânce mai puțin. Altfel, credeți-mă, o să ajungă obez. Vă spun eu. Elvis Presley! Niciodată! Hai, băieți, mai cu forță! Ne ținem bine, tată. Hot dog! Hot dog!
Alune, popcorn, aici, aici! Strigă la jucători, fiule! De ce? Tot nu știu ce se întâmplă. Băiete, vezi cele două marcaje de la capetele terenului? Gândește-te că acolo se vând gogoși. Hai! Sunt umplute cu gem? Cu ce vrei tu? Toți jucătorii vor să ajungă acolo. Dar nu pot să intre fără cheie. Și cheia e fotbalul. Asta e fotbalul? Exact. Hai, Packers! Zdrobiți-i! Faceți-i praf! Terminați-i! Pe ei! Aha, aha. Se împiedică! Pierde mingea! Este pentru Chicago! Tata! Tata! Ne mănâncă gongoșile! Așa e lui, trebuie să acționăm. Unde te duci? Mă duc să-mi găsesc pe Vince și să explic metoda Anderson. Să mă aștepți acolo. Două trefle. Trei cupe. Patru trefle. Cinci cupe. Știi, Dina, nu numai prietenii tăi au văzut personalități, dragă. Serios? Da. Eram cu Earl în Las Vegas acum câțiva ani. A auzit o voce și când s-a întors, cine credeți că era? Spune, spune! Anne Margaret. Cea care lucrează la supermarket? Nu, nu ea! Hai de Kitty, hai spune-mi, spune-mi! Și iată-l pe Earl al meu și Anne Margaret față în față. Ce ziceți? Se împiedică, pierde mingea, o pierde Yankees. E său pentru Chicago. Tată, te-ai întors după mine? Vezi să nu. Au mai mulți Guardian ca anul trecut. Atenție! Toți participanții la concursul de pase și șuturi să vină pe teren. Haide, lui, să le arătăm ce avem aici. Haide, băiete. Ce, degerător? O să particip la concurs. Dar tata... O să fii fantastic, fiulețule. Ești un Anderson. Ah, acum mă simt mult mai bine. Hai, viitorii campioni! Hei, numai copii! Eu am suflet de copil. Da, bună poantă, puștule. Du-te la locul tău! Salut! Salut! Tatăl tău te-a pus să faci asta? Da. Și pe mine la fel. Nu vorbește decât de Packers. Mă scoate de minți. Mult noroc! Și ție. Ah, interesantă aruncare! Asta da, lovitură! Hei, să spunem că a avut ghinion! Ce mai șut! Uitați cum zboară! Urmează șuturile! A trecut de poartă! A respins băiatul! Felicitări! Să-l aplaudăm pe câștigător! Hei, felicitări! Mersi, dar nu știu cum am să-i spun tatei că nu vreau să joc fotbal. Nu vrei? Vreau să cânt la flaut. E frumoasă muzica, dar nu cred că poți arunci cu flautul. Mai gândește-te. Ce zici tu? Ia mâna, e pentru antrenor. Hei, îi duci apă lui Vince? Da, asta-i treaba mea. Duc apă, atât. Ce bine. Grozav. Atenție! Proprietarul unui Rambler verde! Ai lăsat farurile aprinse și ai cauciucurile dezumflate! Soldați! Suntem înconjurați, dar nu ne predăm fiindcă am un plan. Veniți încoace, să vedem. Dăm șapca ta și aparatul. Așa, foarte bine. Cine vrea prăjituri? V-am povestit ce mi s-a întâmplat când eram în vizită la sora mea în California. Mă duc să fac niște cafea. Eram la Brown Derby când cine se așează chiar lângă mine? Cine? John Wayne. Era la fel de ghipeș ca Elvis? Era încântător. Ura s-o fi întâlnit vreodată cu vreo vedetă, oare? Nu știu, hai să-l întrebăm. Cafea? Aura, ești foarte tăcută. Sunt sigură că măcar una din rudele tale s-a întâlnit cu cineva cunoscut. Nu cred. Deși am vorbit cu Anne Margaret de la supermarket. La o parte! Trece presa! Păi, ușurel, amice, unde vrei tu să te duci?
Îmi fac doar meseria. Meseria, zici? Ciudat, nu te-am mai văzut până acum. Spune-mi, care e cel mai bun aruncător de pase? Hilson 488. Câte puncte a scris Paul Hording în 61? 146. Care-i filmul preferat al lui Nietzsche? Povestea din Newt Rockne. Be, ai greșit. Sunetul muzicii. Acum întoarce-te la locul tău, haide! Trebuie să ajung la antrenor. Putem câștiga meciul. Săracul tata, nu reușise nici acum să ajungă la antrenor. Așa că m-am gândit să-i dau o mână de ajutor. Parcă am obosit. Tu ce mai vrei? Să te înlocuiesc. Oh, sigur. Am benzi desenate. Poftim. Poftim. Să nu se verse. Gata, să ajunge. Așa, acum e momentul. Arătați de ce sunteți în stare să-i trimitem pe urșii ăștia înapoi în orășelul lor cu cozile între picioare. Trebuie să... Nu, faceți loc. Am apă pentru antrenor. Hei, ai fiul meu lângă Vins. O să-i spună metoda. Niște hați doi, o. Mulțumesc. Ascultă, știu că-s doar băiatul cu apa. De fapt, nici măcar atâta nu sunt. Îi țin doar locul. Adevărul e că... Treci la subiect! Se termină partida și pierdem la 6 puncte! Încercați metoda Anderson. Ai spus metoda Anderson? Ați auzit de ea? Sigur! Mai de mult a fost antrenor la liceu, era un puști. Anderson nebunul, care mă fenta întotdeauna. Niciodată nu mi-am dat seama cum făcea lucrul ăsta, domnule. Păi... Eu sunt Anderson Junior și cunosc metoda. Bine, la grămadă! Am spus la grămadă! Haide, haide, mai repede! Ascultați-l pe puști, o metodă grozavă! Metodă? Este puștiul care a dat-o în bară la toate probele de concurs, domnule! El! Un bun antrenor nu e neapărat un bun jucător. Ascultați! Uite ce aveți de făcut! În ultimele două secunde, Packers sunt conduși cu 6 puncte! E ultima lor șansă! Henson se retrage! Chicago atacă! Oh, nu! Ce face? Ce face? Ce face? Nu! Hey, e metoda mea! E metoda mea! Merge la adâncime! A prins-o! Asta e! Fugi acum! E un truc! Mingea la Henson! A pornit! Se apropie! Și... Esaiu de 5 puncte la un pas de victorie! Una! Tu ești Anderson nebunul? În persoană! Vino, antrenorul vrea să te vadă! Încercare suplimentară! A zburat, a intrat! Mulțumesc! Mă cam înfierbântasem de emoție! Packers câștigă! Hai, Vince! Anderson nebunul, de când vreau să te cunosc? Sunt convins. Norocul tău că m-a rugat fiul meu să-ți spun metoda. Mai vrei cafea, Tina? Aura, trebuie măcar să cunoști pe cineva care știe pe cineva care s-a întâlnit cu cineva. Am o idee. Să vedem ce-a făcut Packers. Joacă împotriva monștrilor din Midway. Se pare că de data asta antrenorul lui s-a dat lovitura. Nu-i bărbată? Nu poate să piardă. Dumnezeule! Nu cred. Ba da, e. Și ține brațul pe umărul antrenorului. Dumnezeule, este Andy. E nevenit extraordinar. Da, ce palpitant. Oh, nu vine să cred. Doamne, spune-ne. Păi, de fapt, haide. De ce secretoasă, spune-ne. Nu mai fi secretoasă. Sunt mândru de tine. Chiar dacă n-am să ajung în echipa? Asta nu înseamnă că nu poți să ajungi un erou. Hei, eu sunt eroul meciului. Întoarceți-vă! Ce e asta? Asta e apărare! Hei! Hai, bravo, Packers! Hai, Packers! Hai, acum! Yeah! Wins, ăsta e un geniu, tata! Geniu? Ți-am spus de metoda Statuii Libertății? Și pe asta tot eu am inventat-o. Am descoperit-o când am ajuns în Ellis Island din Suedia. Hmm.
nimic nu se compară cu un meci văzut împreună. După părerea mea, nu, fiule? Tu ce zici? Cum zici tu? Eu am câștigat!